Au deschis dosar penal în prima zi a desfășurării referendumului pentru împiedicarea dreptului de vot. Este cazul unui bărbat din Ploiești care a sesizat poliția cu privire la faptul că nu a fost lăsat să voteze pe baza pașaportului. În municipiul Ploiești, un cetățean a sesizat poliția cu privire la faptul că nu a fost lăsat să voteze pe baza pașaportului. S-a întocmit dosar penal pentru împiedicarea exercitării dreptului de vot. Reamintim că cetățenii români pot vota în țară cu pașaportul doar dacă pe pașaport este trecută mențiunea că au domiciliu în altă țară decât România. Vorbim aici de pașaportul simplu, pașaportul simplu temporar și pașaportul simplu electronic. Au fost și incidente în prima zi a referendumului. Polițiștii au sancționat un bărbat dintr-o localitate din județul Prahova pentru vot multiplu, după ce acesta a votat de două ori la secții diferite, pe motiv că nu i-a plăcut cum a votat prima dată. Iar în Caraș-Severin, un bărbat care consumase băuturi alcoolice a vrut să intre cu un pistol cu bile într-o secție de votare. Acestea nu au fost singurele incidente. Colega mea, Roxana Ciucă, a urmărit toate aceste cazuri și vine cu detalii pentru noi. Roxana, ai făcut un bilanț al incidentelor. Bună ziua! Bună ziua, Ana, bun găsit, doamnelor și domnilor. Am avut două informări, două declarații de presă până în clipa de față din partea reprezentanților Ministerului de Interne. Următoarea va fi la orele 18. Bun, să facem o recapitulare vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat până în clipa de față, de la ora 7 de când au fost deschise urnele de vot și, ca o paranteză, se vor închide la orele 21. Vorbim așadar de 60 de președinți de secții de votare care se pare că au avut ceva probleme. Au fost făcute 12 sesizări, 3 dintre acestea nu s-au confirmat, rămân așadar 9 în picioare. Vorbim de o speță din Telorman, un președinte de secție de votare, a anunțat la primele ore ale dimineții că nu se poate prezenta pentru că a avut un deces în familie. Acest președinte de secție de votare a fost schimbat. Mergem mai departe, vorbim de sectorul 3 al capitalei, au fost rezolvate și acolo aceste probleme, pentru că președinții de acolo, de la mai multe școli, uitaseră să ia documentele cu care trebuiau să se prezinte, să-și facă treburile. Vorbim și de Iași, un președinte de secție de votare a băut toată noaptea și dimineața s-a dus beat criță acolo, a trebuit să fie schimbat. De asemenea, mai vorbim și de o speță din Botoșani, unde președintele secției de votare nu s-a trezit și nu a ajuns, a fost și acesta înlocuit. Spuneai și tu mai devreme, o situație, să-i spunem așa, mai specială a fost undeva în Caraș-Severin, acolo unde, în fața secției, un bărbat a fost depistat având asupra sa un pistol cu bile de cauciuc, s-a întocmit dosar penal pe numele acestuia. Vorbim și de Prahova, aici unde, potrivit unor surse, se pare că un elev al școlii de agenți de la Câmpina ar fi votat de două ori, spunând că nu și-a dat seama că a votat de două ori, el fiind de altfel și cel care a anunțat autoritățile vis-a-vis de acest incident. Bun, acum că v-am spus care sunt aceste incidente, ei bine, e important de precizat următorul aspect. Reprezentanții Ministerului de Interne vin și spun foarte clar, legea trebuie respectată. Cei care nu respectă legea riscă amenzi usturătoare de la 500 de lei până la 5.000 de lei. Dar mai grav este că vorbim și de pedeapsă cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Spre exemplu, pentru cei care fraudează la referendum, pentru cei care oferă bani, oferă bunuri ca să voteze, pentru cei care pleacă acasă cu ștampilele, pentru cei care votează de mai multe ori, deși nu au voie să facă acest lucru. Că toți suntem la Ministerul de Interne, trebuie să-i trec în revistă și pe reprezentanții MEAI-ului care astăzi sunt la muncă, vorbim de 38.000 de angajați ai Ministerului de Interne, pompieri, polițiști de frontieră, jandarmi, cu toții sunt în stradă, au ieșit pentru buna desfășurare a acestui eveniment.